Bună dimineața! Astăzi o să avem din nou un timp în care o să continuăm cu tema de data trecută. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am spus că voi reveni cu această temă terorizantă pentru unii dintre noi. Spun asta pentru că am fost în mini-tabăra din Munții Măcinului. Și acolo am făcut câteva exerciții pe această temă și m-am dat seama cât de mult este nevoie să revenim asupra acestei teme. Pentru că a fost înțeleasă destul de puțin, ca să nu mai vorbesc despre cât s-a lucrat pe această temă, pentru că nu vreau să întreb câți dintre cei care au venit acasă și s-au apucat să își rezolve problemele care le-au descoperit în această tabără, pentru că cred că aș fi descurajată și mai bine să nu întreb. Ca urmare, o să revin cu completări la această temă. Pot să spun că am văzut din exercițiile care le-am făcut în tabără că este o temă care are impact. Este o temă care zdruncină ceva, este o temă care ne pune în lumină și ne ajută să înțelegem ce se întâmplă cu noi și ne ajută să înțelegem ce trebuie să lucrăm cu noi. Trebuie este un fel de a spune, pentru că până la urmă fiecare om are de ales, dar având în vedere că suntem creștini, având în vedere că ne dorim să ne asemănăm cu Hristos, având în vedere că ne dorim ca lumina lui Dumnezeu să strălucească peste noi și în noi, este foarte important să lucrăm cu această umbră. Da, deci tema este eliberarea. Veste bună, există eliberare. Eliberarea de umbră și de efectele ei în viața noastră, pentru că vom vedea și care sunt efectele ei. Și vestea bună, cum spuneam, este că această umbră putem să ne eliberăm de ea. Și ce înseamnă umbră sau cum apare umbra? Când nu mai e lumină, da? Asta înseamnă că în momentul în care această umbră o identificăm și o scoatem în lumină, ea nu mai e umbră, devine lumină. Și asta ne dorim, ca în noi, în interior, în sufletul nostru, să fie cât mai multă lumină și cât mai puțin întuneric sau umbră. Toți ne dorim asta, pentru că vom vedea că efectul eliberării de umbră este unul care ne-l dorim cu siguranță toți. Bun, și am scris aici, pentru început, câteva pasaje din Biblie. Se găsesc în Corinteni, 1 Corinteni și 2 Corinteni. Sunt pasaje scrise de Apostolul Pavel. Cei care ați văzut filmul Apostolul Pavel, l-am văzut în tabără, știți un pic povestea lui. Este un om care a avut foarte mare impact în ce privește Biserica lui Hristos de la început și are încă impact în viața noastră citind scrierile lui. Și aș vrea să citesc aceste pasaje. 1 Corinteni 2, 2 și 3. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Întrebare. Dacă tu ai fi slab, fricos și plin de cutremur, te-ai duce să faci lucrarea lui Dumnezeu? Nu, face cine asem? Nu. Ei, Pavel așa a fost. Acum eu vă întreb, cum a reușit Pavel, slab, fricos și plin de cutremur, să facă lucrarea lui Dumnezeu și să o facă într-un așa mod, să aibă atât de mult impact, fiind slab, fricos și plin de cutremur. Aici la slab, fricos și plin de cutremur, toți ne încadrăm. Nu? Nu face nimeni excepție de la fi slab, fricos și plin de cutremur. Aici toți ne încadrăm. Dar nu toți am făcut sau facem ceea ce a făcut Pavel. Nu avem toți impact cum a avut el. Și atunci întreb, cum a reușit Pavel, slab, fricos și plin de cutremur, să facă lucrarea lui Dumnezeu cu așa impact mare, cu așa succes mare, cu atâta putere, dacă el era slab, fricos și plin de cutremur? O vedea mai departe. Al doilea pasaj.
Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Ai merge într-un loc să vestești Evanghelia în care tu ești considerat nebun pentru Hristos, slab și ești disprețuit? Te duci în locul ăla să vestești Evanghelia într-un loc în care ești disprețuit? Și uite că Pavel s-a dus. Deși el spune, noi eram disprețuiți, voi erați pus în cinste, noi disprețuiți. Și totuși, în condițiile astea, Pavel s-a dus și a vestit Evanghelia și până astăzi sunt efectele lucrărilor lui și a ceea ce el a semănat atunci în biserica creștină. Alt pasaj, 2 Corinteni 11 cu 30. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Cum vi se pare lucrul ăsta? Avem aici un personaj, pe Apostolul Pavel, care se laudă, dar nu cu putere, nu cu puterea care o avea. El se laudă cu slăbiciunea lui. Când v-ați lăudat ultima dată cu slăbiciunea voastră? Alt pasaj, 2 Corinteni 13 cu 4, tot Pavel scrie. În adevăr, el, adică Iisus, a fost răstignit prin slăbiciune. Adică a fost un moment în care Iisus însuși a fost slab și a fost în slăbiciune. Dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Același lucru, pasaje sunt mai multe care vorbesc despre asta. Deci vedem aici un contrast între slăbiciune și putere. Slăbiciune și putere. Și parcă cele două se exclud reciproc. Dar, de fapt, putem vedea foarte bine că cele două vin împreună una cu cealaltă. Dar slăbiciunea este în noi înșine, puterea este în Dumnezeu. Asta înseamnă că în momentul în care slăbiciunea noastră o scoatem la lumină și o dăm lui Dumnezeu, această slăbiciune se transformă în putere. Exact cum spune aici Pavel, noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu. Deci, ăsta e motivul pentru care Pavel se putea lăuda cu slăbiciunea. Pentru că exact lucrul ăsta, a pune în lumină slăbiciunea, elibera o cale prin care putea să vină puterea, dar nu a lui, puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să nu ne fie frică să scoatem la lumină slăbiciunea care o avem. E singurul mod prin care această slăbiciune poate deveni putere. Și psihologia confirmă acest lucru foarte bine. Și tot ce înseamnă teoria care ține de umbră și de eliberarea sau integrarea umbrei are de-a face cu exact acest principiu. Tot ce vezi la tine și nu-ți place, scoate la lumină. Tot ce vezi la tine și ți-e rușine cu lucrul ăla, ai curajul și scoate la lumină. În momentul în care lucrul ăla din întuneric îl scoți la lumină, își pierde puterea toxică asupra ta. Și nu mai e ceva care te trage în jos, care te face slab, ci devine putere. Ăsta e mesajul din ziua de astăzi. Și știu că acest mesaj este un mesaj care Dumnezeu îl vrea pentru fiecare din noi. Pentru că în mare măsură noi, ca și creștini, la modul general, trăim în mediocritate, tocmai pentru că ascundem multe lucruri de Dumnezeu, de noi înșine, dar și de oamenii din jurul nostru. Mergem mai departe. Ce este umbra? Da. Ce este umbra? Mai știe cineva de data trecută? Reprezintă toate aspectele din interior. Da, citești bine. Umbra reprezintă toate aspectele din interior care ne provoacă rușine, vinovăție, frică sau furie. Ți s-a întâmplat să simți în ultimul timp lucrul ăsta? Furie? Cine nu s-a înfuriat? Niciodată. Toți ne înfuriem uneori. Ei, în momentul în care ne înfuriem pe un lucru și ne dăm seama că pe lucrul ăla sau pe persoana aia noi ne-am mai înfuriat și altă dată. Și altă dată, și altă dată, și altă dată, și altă dată. Și poate furia asta o exprimi, dacă ești coleric,
sau poate o ții în tine dacă ești melancolic. Dar nicio diferență. Pentru că tot furie se numește. Poate să fie furie pasivă, poate să fie furie activă, dar tot furie este. Adică să nu ne imaginăm că cineva, dacă se abține, a reușit. Nici vorbă. Nu face decât acea furie să intre în interiorul lui, să-l macine pe dinăuntru și să se transforme în depresie sau anxietate. Deci n-a rezolvat nimic. Deci asta înseamnă că ori de câte ori ne înfuriem, o dată, de două ori, de trei ori, și ne dăm seama că se repetă o poveste. Anumiți oameni ne înfurie, anumiți oameni ne creează o stare de disconfort și de lehamite. Când ți se întâmplă lucrul ăsta, acolo e o proiecție a ceea ce este în interiorul tău asupra acelui om. Și noi am discutat asta în tabără și vă aduceți aminte că era un exercițiu în care trebuia să scriem ce ne deranjează cel mai mult la cineva, la trei oameni din viața noastră. Ce caracteristici ale lor ne deranjează la ei? Și eu am avut o surpriză să văd că nu ne deranjează pe toți aceleași lucruri. De exemplu, eu eram în echipă cu Corina și când am văzut ce lucruri o deranjează pe ea, am zis, Doamne, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap că lucrurile astea sunt deranjante. Și ea era... și pe mine nu mă deranjau absolut deloc, pentru că pe mine mă deranjau altele, nu alea. Pentru că fiecare om are povestea lui. Nu sunt două povești la fel, dar fiecare om are povestea lui. Și ne deranjează anumite lucruri conform cu povestea noastră. Deci, ce este umbra? Reprezintă acea parte din noi de care ne este rușine, care n-am vrea să fim, care ne trage în jos. Reprezintă acele gânduri, emoții, trăsături de caracter și comportamente pe care nu am vrea să le vadă alții. Cum am ajuns să creăm umbra? Fiecare din noi a fost cândva copil și a învățat de la cei mari. Și cei mari, ce au făcut și ce fac toată ziua? Critică. Da? Cred că fiecare a auzit acasă la el, poate nu îndreptat asupra lui neapărat, dar a auzit în casă mereu critică la adresa cuiva. Poate la adresa noastră, poate la adresa altora. Dar auzind și crescând într-un mediu critic, ceea ce probabil că aproape fiecare din noi a avut parte, da? Deci crescând într-un mediu critic, noi critica aia ne-o asumăm. Și după ce am ajuns mari, am început să criticăm la fel pe noi înșine și pe alții. În special pe alții. De ce în special pe alții? Pentru că prima dată am încercat să schimbăm la noi lucrurile alea care am văzut că ceilalți le resping. Și am reușit? Nu. Dramă. N-am reușit să schimbăm acele trăsături care erau criticate de cei din jur. Mă aduc aminte că eu nu am fost un elev strălucit la școală și mă uitam la ceea ce se critica sau ceea ce se lăuda în jurul meu. Și erau lăudați copiii de nota 10. Eu nu eram de nota 10. Și ca urmare m-am gândit cum ar fi să fiu și eu de nota 10. Și ce credeți că mi-a ieșit? Nu. De ce? Pentru că nu eram gata să depun efortul necesar. Din varii motive, nu mai contează. Și atunci, clar că am început să ascund faptul că nu sunt elev eminent. Asta e doar un exemplu. Pentru că același lucru e valabil cu privire la orice aspect. Dar tot ceea ce noi am auzit judecând și criticând în casă unii pe alții, lucrurile alea le-am văzut la noi și am vrut să le schimbăm. Și prima dată am încercat să ne schimbăm. Și ne-am luptat cu umbra asta. Dar nimeni n-a reușit să o schimbe. Nimeni n-a reușit. Și atunci, dacă n-am putut să o schimbăm, adică să devenim elevii ăia eminenți sau eu știu ce, atunci ce facem? Ascundem. Și aici încep copiii să ascunde carnetul de note, da? Și să spună mamei că au luat 10 când de fapt au luat 7 sau 6 sau 4. Deci așa începe umbra, prin faptul că ascundem acele părți din noi care ne-am străduit să le schimbăm și n-am reușit. Pentru că nimeni n-a reușit să schimbe umbra. Nimeni, oricât s-ar fi căsnit, nimeni n-a reușit lucrul ăsta. Chiar dacă un elev ajunge eminent, într-adevăr, să zicem, va avea destule alte aspecte care să le ascundă. Și mă aduc aminte că lucram cu un copil eminent, într-adevăr, geniu, pot să spun, pentru că era la nivel internațional destul de bun. Și ce îmi spunea elevul ăsta? Îmi spunea așa, stau tot timpul cu frică. Da, dacă la un anumit examen nu voi reuși.
Asta înseamnă umbra. Înseamnă chiar dacă ai reușit într-un anumit aspect sau la un anumit moment să faci ceva bun, tu stai cu frică pentru că oricum știi că e o chestiune de timp până când ceva nu va merge bine. Oricum la un moment dat o vei da în bară. De ce? Pentru că umbra asta există în fiecare din noi. Și la cei care sunt genii și ei au o frică că într-o zi toată genialitatea aia lor se va lovi de un stâlp și va cădea grămadă la pământ. Pentru că orice om tare e slab și orice om slab e om tare. Fiecare din noi are și trăsături de genul ăsta, a fi puternic, are și trăsături, a fi slab. Fiecare din noi. Doar că diferă domeniile, dar fiecare om le are pe toate. Deci cum am ajuns să creăm umbra? Prin critică adresată nouă sau celor din jurul nostru, de părinți în primul rând și după aia de societate. Am încercat să ne acordăm la cerințele celorlalți, n-am reușit, ne-am chinuit, n-am reușit și atunci am început acea umbră să o dăm deoparte, ca să nu se vadă. Pentru că ne-am dat seama că nu putem schimba. De ce ascundem umbra? De ce ascundem umbra? Asta e pasul următor, da. De ce ascundem umbra? Pentru că ne e rușine cu ea. Pentru că dacă oamenii o văd, suntem convinși că ne vor judeca și ne vor respinge. Și vrem să fim acceptați de oameni. Ca urmare, ascundem partea aia să nu se vadă. Cu Dumnezeu facem exact la fel. Și pe Dumnezeu ne străduim să-L impresionăm cu faptele noastre bune. Și religia a ajuns aici să își dea tot concursul. Și ce ne spune religia? Căsnește-te mai mult. Strofoacă-te, chinuie-te, fă mai mult. Dă-ți toată silința, luptă-te cât poți tu de tare cu umbra asta din tine care vrea să te țină captiv. Luptă-te tu, fă tu tot felul de lucruri, tot felul de mătănii, ține post, du-te la mănăstiri, fă tot felul de casne de genul ăsta ca să poți să-L impresionezi pe Dumnezeu cu efortul tău. A reușit cineva să-L impresioneze pe Dumnezeu cu lucrurile astea? Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se lasă impresionat de lucrurile astea. Și vorbeam miercuri la cursul care îl țin cu câteva persoane și acolo am pus întrebarea fetelor și persoanelor de acolo, am pus întrebarea aceasta: de ce nouă oamenilor ne este greu să acceptăm mântuirea prin credință și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, așa cum spune Pavel. De ce ne este greu să acceptăm lucrul ăsta? Și cineva a răspuns și a dat un răspuns foarte fain, pentru că dacă mântuirea e prin credință, nu prin fapte, înseamnă că suntem dependenți de Hristos. Și nouă oamenilor nu prea ne convine lucrul ăsta. Ne convine mai mult să fie prin puterea noastră și prin străduința noastră decât prin dependență față de Hristos. Ei, schimbarea tot așa vine. Exact ca și mântuirea. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin dependența față de Hristos. Prin faptul că ne deschidem tot mai mult față de El. Atât de mult poate veni Dumnezeu în viața noastră, cât de mult ne deschidem noi față de El. Și față de noi înșine, și unii față de alții, atât poate Dumnezeu să vină. Câtă vreme noi ținem păcatul sau fără de legea sau umbra sau ura sau amărăciunea în sufletul nostru închis, Dumnezeu nu poate să intre. Și mulți creștini au inima închisă, împietrită și nu simt pe Dumnezeu. Nu simt dragostea Lui, nu simt apropierea Lui, nu simt bunătatea Lui, nu simt iertarea Lui, nu-L simt pe Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo este o inimă blocată de amărăciune, blocată de tot felul de experiențe care le-am trăit cândva. Dragilor, nu ne putem vindeca și nu ne putem deschide decât dacă avem curajul să ne confruntăm cu realitatea din inima noastră. 1 Timotei 1:15. Vretnic de credință și de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Ăsta e momentul pocăinței, în care eu vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, eu sunt cel mai păcătos. Câtă vreme încă mă străduie și cred că eu sunt drăguț și bun și pot, departe de Dumnezeu sunt. În momentul în care pot să spun:
dintre toți păcătoșii, cel din tâi sunt eu, pentru că îmi cunosc inima. De asta spun că dintre cei păcătoși, cel din tâi sunt eu, pentru că îmi cunosc inima. Câți oameni își cunosc inima? Vă spun, mulți au impresia că își cunosc inima, dar nu o cunosc. Cum ar fi să nu știm cum arătăm la față? Ai vrea să nu știi cum arăți? Mai ales femeile. Dar cum ar fi să nu știm cum arătăm la față? Ce înfățișare avem? Să nu știm. Sunt o grămadă de oameni, majoritatea, care nu știu în sufletul lor cum arată. Nu știu cum arată sufletul lor. Știu cum arată fizic, înfățișarea lor. Sufletul nu știu cum arată. Ei, vrei să știi cum arată sufletul tău? Pune-te și fă exercițiul ăla care l-am făcut în tabără. Și anume, numește 3 persoane și scrie însușirile care nu-ți plac la ele. Adică persoanele alea care vrei tu să le dai deoparte din viața ta, că te enervează foarte tare. Și atunci scrie trei persoane și trăsăturile care nu-ți plac la cei oameni. Cine a făcut exercițiul ăsta? 1, 2, 3, 4, 5, că și tu, Ancuța, l-ai făcut, 6, 7, 7 persoane au făcut exercițiul ăsta. Cum a fost să faceți exercițiul ăsta? A fost a doua parte a exercițiului, că nu-i numai asta, da? A doua parte a exercițiului era scrie 3 persoane și calitățile care îți plac cel mai mult la cei oameni și pe care tu îi admiri, da? Și aici a fost altă parte a înfățișării noastre sufletești. Și această parte este aceea frumoasă, pe care noi nici pe asta nu o cunoaștem. Nu o cunoaștem nici pe cea negativă, nu o cunoaștem nici pe asta frumoasă. Sunt două trăsături care vin împreună și noi nu le cunoaștem. Și mergem prin viață fără să știm cum arătăm sufletește. Și câtă vreme nu știm cum arătăm, nu știm ce să curățim, dar nu știm nici ce să punem în lumină. Și atunci trăim așa, mediocri. Aici se încadrează, din păcate, în mare parte biserica de astăzi. Trăiește în mediocritate. Nu are impact, nu are pătrundere. Vorbim, dar cuvintele noastre nu au putere. De ce? Pentru că trăim în mediocritate. Nu ducem lipsă de vorbit și vorbitori. De vorbit și vorbitori nu ducem lipsă. Dar ducem lipsă, într-adevăr, de impact. Și aici, fiecare, începând cu mine, fiecare din noi avem de lucru. Mergem mai departe și anume 2 Samuel, dar nu e scris acolo versetul, dar este un pasaj pe care o să-l povestesc eu, se găsește în 2 Samuel 6. În 2 Samuel 6 revenim la David și la povestea lui. Data trecută din nou am vorbit despre David și am vorbit despre fratele lui David și umbra lui și am văzut că Eliab și-a manifestat umbra prin faptul că s-a luat de David pe nedrept. După aia am văzut pe Saul ca rege al Israelului din vremea aia, cum s-a luat de David pe nedrept. Și acum venim și vedem pe Mical, soția lui David, care tot își manifestă umbra în relație cu David, tot pe nedrept. Și vom vedea de data asta umbra lui Mical. Câți dintre voi știți cine a fost Mical? 1, 2, 3, 4. 4. Bun. Deci, Mical a fost fica lui Saul, a împăratului Saul, care a fost dată de soție lui David, după ce David a făcut acte de vitejie și a dat de soție pe fica lui. După ce Mical ajunge soția lui David, trec mai multe întâmplări și mai mulți ani și la un moment dat se întâmplă un eveniment frumos și anume David aduce chivotul lui Dumnezeu în orașul Ierusalim, în locul în care era locul, de fapt, al chivotului. Și era mare, 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 mare sărbătoare. Și David, plin de Duhul lui Dumnezeu, se dezbracă de hainele împărătești, rămâne doar într-o cămașă de insubțire și începe să joace înaintea Domnului ca un copil. Se bucură, chiuie, strigă, joacă, cântă, se bucură de evenimentul ăla atât de frumos, că chivotul lui Dumnezeu este dus și pus la locul care îi se cuvine. Și era un moment de sărbătoare și în momentul ăsta de sărbătoare el pur și simplu uită de el însuși și își dă voie să se bucure ca un copil și după ce se termină toată procesiunea asta frumoasă, el vine acasă și vrea să-și binecuvinteze casa.
plin de bucurie, plin de Duhul lui Dumnezeu, vine acasă să-și binecuvinteze casa. Și ce îi se întâmplă când vine acasă? Așa, un duș cu apă rece după atâta înfierbânțeală. Vine acasă și soția lui, Mical, îi spune, și mi-am notat undeva ce îi spune, și îi spune așa: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul, adică cu ironie îi vorbește, împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slușnicelor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Acum, este justificată toată ironia asta lui Mical? Nu! David nu făcuse nimic rău. Pur și simplu se bucura de tot ceea ce trăia în momentul ăla ca sărbătoare și ca procesiune. Și el vine bucuros acasă să-și binecuvinteze casa și vine Mical, îl iese înainte și dă așa cu un duș de apă rece pe el, de cred că a fost un pic zdruncinat, dar și-a revenit după aia. De ce a reacționat Mical așa? Pentru că n-a fost justificat. De ce îl întâmpină cu ironie și îi spune: te-ai comportat ca un om de nimic? Are cineva idee vis-a-vis de subiectul nostru al umbrei? Poate ea nu-și dădea voie să bucure. Așa, de ce? Ea nu-și dădea voie să se bucure, spune Alex, de ce? Bun? Era invidioasă. Era invidioasă, așa. Era statutul de rege. Statutul de? Statutul de conducător. Adică a deranjat-o că el și-a dat hainele jos, asta vrei să zici, de rege. Ok? Altă opinie? Hai să ne uităm un pic cine cunoaște istoria acestei femei. Pentru că are o istorie dramatică. Are o istorie încărcată de dramă. Biblia spune că ea, când a fost dată de soție lui David, l-a iubit pe David. Deci a fost dragoste acolo. Numai că tatăl ei, din ură și răzbunare față de David, și noi cunoaștem că data trecută am discutat despre asta, pe lângă că îl ura pe David și făcea mult rău, i-a mai făcut un rău și mai mare, ca să-l lovească cât a putut de mult. Și anume, i-a luat fiica, adică soția, pe Mical, a luat-o de la David și i-a dat-o altui bărbat. Deci, pur și simplu, el i-a dat-o de soție, Mical l-a iubit pe David, l-a ascuns pe David și l-a protejat de Saul cât a putut ca să nu-i facă rău. Și acum Saul, când David fuge din calea lui, ce face? O ia pe această femeie, care era soția lui David, și o dă altui bărbat. Eu vă întreb ce s-a întâmplat în inima lui Mical, care îl iubea pe David, în momentul în care a fost luată și dată altui bărbat. Ce a fost în inima ei în momentul ăla? Hai să ne imaginăm. Ce a putut fi în inima ei atunci? Dezamăgire, probabil, că n-a luptat pentru ea și că am găsit. Durere. Dezamăgire, durere. Cu siguranță, inima ei în momentul ăla a fost sfârșiată de durere. Cu siguranță, în momentul ăla a trăit o traumă. Pentru că ea, atunci când s-a căsătorit cu David, alte planuri avea. Altceva și imagina. L-a iubit pe David și și-a imaginat viața cu el altfel, nu așa. Și atunci când tatăl ei a venit și a luat-o și a dat-o altui bărbat, în momentul ăla, cu siguranță și-a urât tatăl. Și l-a urât în mod cert. Pentru că nu poți să ai alte sentimente față de un om care procedează așa. Ei, credeți că tatăl ei, fiind împărat și fiind atât de dușmănos, a putut să-i spună vreodată mânia ei? Nu. Că la vremea aia, dacă aveai curajul să te împotrivești împăratului, erai fără cap după aia. Da? Ți se tăia capul imediat. Și atunci această femeie a ținut în inima ei toată durerea și toată trauma trăită la vremea aia. Și în momentul ăla, inima ei s-a blocat. În momentul ăla n-a mai putut nici să se bucure, nici să iubească, nici să fie împreună cu oamenii la procesiune. Asta înseamnă umbră. Asta înseamnă umbră. Umbră înseamnă, cu cât umbra crește mai mult în inima noastră, cu atât ne retragem față de oameni. Asta e primul lucru. Ne retragem. Ne vine să ne retragem. Și ori de câte ori nouă ne vine să ne retragem din calea oamenilor,
pentru că ne este frică de oameni, pentru că ne deranjează oamenii, pentru că ne stresează oamenii, pentru că nu mai putem suporta oamenii, înseamnă că în inima noastră a crescut umbra și acolo sunt traume care au crescut odată cu umbra asta. Pentru că asta înseamnă umbră. Înseamnă durere stocată în interior care crește în intensitate pe măsură ce timpul trece. Pentru că orice lucru care nu scoatem în lumină, nu vindecăm, nu iertăm, crește și dospește în interiorul nostru și devine întunericul din ce în ce mai dens. Și de aici, din povestea asta, da, ea îi se adresează lui David și în momentul ăla, Biblia spune despre ea că n-a mai putut să aibă copii. Deci, cu alte cuvinte, există repercursiuni ale umbrei. Nu mai suntem roditori. Nu mai suntem roditori, nu mai aducem roadă, nu mai suntem cu impact, exact ceea ce spuneam în lumea aceasta. Și dacă este să ne uităm la această poveste a lui Mical, putem vedea un lucru, și anume impactul umbrei în viața unui om. Unu, te retragi din viața socială. Ești bun numai tu, ceilalți nu mai sunt buni. Și te retragi. Ceilalți sunt la procesiune, ceilalți sunt la biserică, ceilalți sunt la întâlnirea de grup, tu stai acasă. Asta înseamnă umbra care a crescut în viața ta și te-a îndepărtat de oameni. Asta face umbra. Ceilalți nu sunt buni, ceilalți sunt nu știu cum, ceilalți sunt nu știu cum, ceilalți nu mă vreau pe mine, de fapt, când de fapt tu ești cel care te retragi. Asta e primul lucru, nu te mai duci la biserică. Nu mai vrei să fii cu frații tăi, cu prietenii tăi, cu oamenii din jurul tău. Cauți să te îndepărtezi de oameni. Asta înseamnă impactul umbrei. 2. Când ceilalți se bucură și au succes, te enervează succesul lor și bucuria lor. Îi invidiezi și te enervează faptul că lor le merge bine. Ăsta e alt efect al umbrei. Nu suporți bucuria altuia. Nu poți să-i spui unui astfel de om că tu ai reușit. Pentru că îl vezi pe fața lui, care o față când îi povestești succesul sau bucuria ta și nu se bucură împreună cu tine. Sau dacă se bucură, e forțat, dar nu simte cu tine. Ăsta e omul care trăiește în umbră. El nu se va bucura de bucuria ta. El te invidiază și e deoparte, nu e cu tine în bucuria care o ai. Exact așa cum nu era cu David, Mical. 3. Proiectezi toată durerea și toată amărăciunea care a trăit-o cu tatăl ei, Saul. I-a transferat-o lui David și i-a spus lui David, ești un om de nimic. Fusese David un om de nimic? Nu. În schimb, dacă ne uităm la comportamentul tatălui ei, putem spune că au fost momente în care s-a comportat ca un om mic, să nu zic de nimic, dar mic. De ce? Pentru că n-a împlinit porunca lui Dumnezeu și de multe ori n-a avut curajul să facă ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Și s-au întâmplat multe lucruri prin care Saul a dovedit că este slab și a dovedit că este un om mic comparativ cu ceea ce era chemat să fie. Și atunci Mical a proiectat micimea tatălui ei asupra lui David și a spus, tu ești un om de nimic. De ce? Pentru că și-a blocat ceea ce a trăit în relație cu tatăl ei și atunci a transferat asupra altora. Umbra ei conținea amărăciune. Amărăciunea asta a transferat-o asupra altuia, așa numea lui David. Asta facem când avem umbra noi. Cu cât crește mai mare, cu atât ne deranjează oamenii mai mult și punem vina pe ei. Tu ești de vină pentru că ești așa, pentru că ești așa. Uite cum este el, uite cum este el. Deci uitați-vă la un om care tot timpul este învrăjbit față de alții. Fie că o spune, fie că e doar o atitudine, pentru că poate să fie învrăjbire verbală, activă sau pasivă. Adică cel care se dă deoparte. Pur și simplu te dai deoparte, fără să zici nimic. Și este tot învrăjbire. Și este tot revoltă. Numai că e revoltă pasivă. Nu e revoltă activă, dar tot revoltă este. Orice om revoltat pe alt om sau pe alți oameni este un om care trăiește în umbra asta de care vorbim. E foarte important să ne analizăm pe noi înșine, să vedem pe ce oameni suntem supărați, pe ce oameni criticăm și judecăm tot timpul, pe ce oameni nu putem suferi, pentru că acolo e buba noastră. Acolo este locul în care avem de lucru cu noi înșine. Fie rezolvăm lucrul ăla, fie ajungem ca Mical. Și pur și simplu umbra asta crește în intensitate și ne dăm deoparte. Și ajungem să judecăm și să proiectăm asupra altora ceea ce este în interiorul nostru. Până aici are sens ce spun pentru voi. Da? Bun, mergem mai departe. Întâlneala viața bisericii.
ne simțim la relațiile pe care le avem și unii cu alții, dar și oamenii care s-au derindat pe ei, de fapt. Că stai de vorbă cu oamenii, nu mai sunt tot felul de motive. Așa e. Așa, ba, tu ai fost așa, ba, mi-am făcut de fața ta, ba, Maria, ba, Alex, ba, Mircea, ba. Și cumva, de fapt, oamenii exact cu asta au început. Primul pas s-au retras. Și asta văd și acum în viața bisericii la fel. Așa e. Primul pas al omului care are o problemă e că el se detașează, pur și simplu. Așa. Și tu zici, bă, dar ce se întâmplă, dar nu mai vii, dar nu mai dai semn. De fapt, la mine asta. E? Și iar vrea să te întreb, poate, chiar dacă te mai e timp, destul, poți un pic depăși de 12 ani. Poate clarifici asta. Cum ar fi fost să ia David pe Mical? De David, în momentul în care ea i-a zis, fugi, că e clar, tatăl meu te va omorâ. El a lăsat-o pe ea. Și a lăsat soția și a fugit. Da, varianta ar fi fost, varianta sănătoasă ar fi fost să o ia cu el. Da? Indiferent ce ar fi însemnat asta. Valabil și pentru copii. Da? Indiferent ce înseamnă viața, copiii trebuie să-i avem cu noi. La fel și soția sau soțul. Da? Deci nu există motive spirituale prin care să renunțăm la partener sau la copii. Și nu înseamnă că pentru Domnul lăsăm copiii de izbeliște, cum sunt alți părinți și facem lucrarea Domnului, sau ne lăsăm partenerul de izbeliște și facem lucrarea Domnului. Nu există. Da? Deci oriunde oamenii procedează așa, vor culege roadele mai târziu. Și roadele sunt foarte amare. Pentru că ori de câte ori neglijăm ceea ce a lăsat Dumnezeu, ajungem să culegem după aia repercursiunile. Bun, mergem mai departe. Și aș vrea să citesc Romani 7 cu 18, nu știu dacă e acolo. Dacă este, bun. Și spune așa, numai prima parte a versetului, nimic bun nu locuiește în mine. Dacă putem să vedem lucrul ăsta, suntem salvați. Dacă nu putem să vedem lucrul ăsta, vom spune, nimic bun nu locuiește în voi. Fie spunem nimic bun nu locuiește în mine, fie o să spun nimic bun, nu locuiește în Alex, Lenuța, Ștefan, Daniel, Octavian, Anca, Alex și Cami și Corina și Mircea și toți ceilalți. Deci avem aceste două variante. Fie spun nimic bun, nu locuiește în mine, fie spun nimic bun, nu locuiește în voi. Ori una, ori alta. Și Pavel a spus nimic bun, nu locuiește în mine. De asta a avut impact. De asta a avut atâta putere. Pentru că el s-a văzut pe el însuși mic, comparativ cu ceilalți, și a spus, voi sunteți în cinste, eu disprețuit, voi sunteți tari, eu sunt slab, voi sunteți înțelepți în Hristos, eu sunt nebun în Hristos. A pus pe alții mai presus decât pe el. Asta înseamnă să ai impact, să poți să slujești altora punându-i mai presus decât tine. Sau să spui, nimic bun nu locuiește în voi. Da? E foarte ușor să proiectăm asupra altora slăbiciunile noastre. Și atunci, când spune Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, oare chiar nu era nimic bun în el? Anumite lucruri erau bune. Dar în lumina lui Hristos, nimic bun nu era în el, într-adevăr. Pentru că în momentul în care stai față în față cu slava și măreția lui Dumnezeu, te vezi, într-adevăr, ultimul om. Dacă nu poți să te vezi ultimul om, niciodată n-ai stat în fața slavei lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să stai în fața lui Dumnezeu și să nu te vezi cel mai netremnic om de pe pământ. Asta înseamnă să iei contactul cu Dumnezeu. Înseamnă în momentul ăla ești prăbușit la pământ. Mă aduc aminte, eram cu mult timp în urmă, în Biserica Agape din Timișoara, am avut această revelație a slavei lui Dumnezeu, atât de puternică, încât am simțit că mă zdrobesc cu totul sub măreția lui Dumnezeu. A fost o experiență atât de frumoasă, încât o voi ține minte cât voi trăi. Era Duminica Tomii, da? Era prima duminică după Paște. A fost atât de puternică prezența lui Dumnezeu acolo, încât am simțit că mă rup în bucăți de netremnicie și neputință cât există în mine. Și am simțit că mă topesc și că mă descompun în fața măreției lui Dumnezeu. Și am plâns durerea mea și păcatul meu și netremnicia mea în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă să iei contactul cu Dumnezeu. Înseamnă momentul ăla te dezintegrezi în fața măreției lui. În Apocalipsa citim că Ioan s-a întâlnit cu Iisus.
în momentul în care l-a văzut pe Iisus, a căzut ca mort la picioarele lui. Asta înseamnă să iei contactul cu Dumnezeu. Caz ca mort la picioarele lui. Dacă tu ești cu Dumnezeu și te tragi la șireturi, de șireturi, nu te-ai întâlnit niciodată cu El. E pur și simplu o fantasmă, o imaginație, o realitate. Niciodată nu ne-am întâlnit cu El dacă avem glume cu Dumnezeu. Sau dacă considerăm că putem să negociem cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Mergem mai departe. Psalmul 32, de la 3 la 6, apare în material acest pasaj. Este scris de David și spune așa: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns. Subliniez, nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina. Dumnezeu a iertat vina, adică a îndepărtat și vina, nu numai păcatul. A îndepărtat păcatul și a îndepărtat vina, adică sentimentul ăla atât de apăsător. Câți dintre voi ați fost vreodată apăsați de vină? E distrugătoare vina. Când a murit Bela, chihuahua noastră, am simțit vină. Vai, nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun ce înseamnă sentimentul de vină să-l simți. Am simțit că mi se zdrobește inima de sentimentul de vină, că n-am făcut mai mult pentru ea. Atât de rău mi-a părut, de m-a durut sufletul. Și aici spune Dumnezeu, vă iert vina. Vă iau vina, nu numai păcatul în sine. Îndepărtez de la tine orice vină. Ăsta e Dumnezeul nostru. Ăsta e Dumnezeul nostru. E extraordinar. Asta face Dumnezeu. Ne ia vina, ne ia păcatul, ne ia povara, ne ia durerea, ne ia umbra. Umbra asta urâtă din noi, care o avem toți, Dumnezeu o ia și vrea să o ia de la noi. În momentul în care suntem suficient de sinceri, să-i o dăm Lui. Asta avem de făcut, fiecare din noi, să-i dea umbra asta lui Dumnezeu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, acum chiar trăim împlinindu-se lucrul ăsta, chiar vin ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce nu-l ating apele mari pe acest om? Pentru că el e deasupra lor. Pentru că ele deasupra apelor mari. Apele mari vin peste toți. Și peste cei buni și peste cei răi. Dar nu pe toți îi ating. Sunt oameni care sunt păziți de apele mari. De ce? Pentru că și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu. Cu tot ce înseamnă ea. Și-au pus inima în mâna lui Dumnezeu. Cu tot ce înseamnă ea. Cu bucuriile și cu necazurile. Cu punctele slabe și cu alea tari. Când pui totul în mâna lui Dumnezeu, ești păzit de ape mari. E singurul loc în care suntem în siguranță. Altfel, niciodată nu vom fi în siguranță. Câtă vreme ne chinuim noi, ne zbatem noi, ne străduim noi să facem ceva, niciodată nu ne vom putea proteja de apele astea mari. Și vin vremuri grele, vin vremuri cu ape mari. Dacă există un loc în care vom fi protejați cu adevărat, e mâna lui Dumnezeu. Câtă vreme nu suntem în mâna lui Dumnezeu, apele mari ne vor ajunge. Indiferent cât ne protejăm noi, indiferent câtă dezvoltare personală facem, indiferent câte cărți și articole citim, câtă vreme nu-i viața noastră în mâna lui Dumnezeu, apele mari ne vor ajunge. Cu toată dezvoltarea personală și psihologia din lumea asta. Modalități pentru a recunoaște umbra. Ce anume judeci cu asprime la alții? Ce comportament urăști? Ce nu ai face niciodată? Ce anume îndreptățește răzbunarea? Ce nu ai face niciodată? Lucrurile alea care nu le-ai face niciodată, fie le-ai făcut, fie le-a făcut cineva din viața ta. Și încă te țin captive lucrurile alea. De asta tu spui că tu n-ai face niciodată. Pentru că le-ai făcut. Sau pentru că cineva le-a făcut în viața ta. Și încă ești captiv în acele domenii. Și foarte important să fim atenți la lucrurile astea. Adică să înțelegem că am face orice, poate ne ajută. Spuneam cu ceva timp în urmă, tot ce se spune despre mine e adevărat sau ar fi putut fi.
Asta înseamnă că, cum spune Biblia, nimic bun nu locuiește în mine. Fiecare om este netrebnic și fiecare om este iubit. Fiecare om este slab și fiecare om e prețios. Și noi există capacitatea de a face rău, fără excepții. Toți putem fi un om netrebnic și uneori am fost și putem fi oricând. Dacă nu, suntem dependenți de Dumnezeu. Nu există niciunul din noi care să nu fie vulnerabil la rău. Toți suntem vulnerabili la rău. Fiecare din noi. De asta trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. Pentru că nu puterea noastră ne ține, puterea lui Dumnezeu ne ține. Mergem la David în continuare. Și de data asta vom vedea nu umbra celorlalți, ci umbra lui. Și vom vedea și pe lui. Până acum am văzut-o pe celorlalți din viața lui, acum o să o vedem pe lui în toată splendoarea, cu ghilimelele de rigoare. 2 Samuel 12, de la 1 la 7, iar stăm de vorbă despre David. Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan, adică prorocul, a venit la el și a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi, probabil sute. Săracul n-avea nimic decât o mielușa, pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din aceeași pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie, adică eu niciodată nu fac așa ceva, exact ceea ce spuneam, împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Deci, cu alte cuvinte, vai ce lume rea în care trăim noi, vai ce om rău, vai ce om, merită să moară omul ăsta. Care e omul ăla care considerați că ar merita să moară? Pentru că ăla suntem fiecare din noi. Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acesta. Pe ce om nu poți suferi? Tu ești omul ăla. Cu vârf și îndesat, cu punct și virgulă, tu ești omul ăla. Exact ca și în cazul lui David. Asta a fost umbra lui. El a zis: vai ce oameni răi, vai de ce om rău, vai de omul ăsta, nu merită să trăiască. Nu merită să mai vadă lumina zilei, nu merită. Trebuie să moară omul ăsta, e cel mai netrebnic om. Și Natan îi spune: știi ceva, tu ești omul ăla. Fiecare din noi e omul ăla. Fiecare din noi e omul ăla. Cine știe ce a făcut David atunci de a veni Natan la el și a spus atât de frumos: tu ești omul ăla. Exact. Deci a luat de la sărac mielușaua, mielușaua fiind soția acelui om. A luat-o frumos și a făcut-o soția lui. S-a culcat cu ea, s-a împreunat cu ea, femeia a rămas însărcinată, omul nu știa nimic că era la luptă și se lupta pentru împărat. Și el, fai frumos, s-a dus și i-a luat nevasta acestui om și s-a culcat cu ea. Și a zis: vai, ce merită să moară ăilalți, ce merită toți să moară, că toți sunt răi pe lumea asta, numai eu sunt bun. La care Natan îi spune: împărate, tu ești omul ăla. Tu ai luat de la cel sărac mielușaua aia singură care o avea. Tu aveai țitoare, tu aveai neveste, tu aveai un harem întreg. Și dacă haremul ăla nu ți era de ajuns, puteai oricând să-ți iei alt harem, că puteai avea 10 hareme dacă vrei. Dar cum să iei tu de la un om însurat, soția lui, când omul e plecat la luptă pentru tine, să-și dea viața pentru tine, și tu iei nevasta lui cât el e plecat? Ce ușor condamnăm pe altul și spunem: omul ăla trebuie să moară, ăla trebuie să moară, ăla trebuie să moară, trebuie să moară toți. Numai eu sunt bun și eu rămân în viață. Și Natan îi spune: împărate, tu ești omul ăla. Ei, în momentul în care Natan i-a spus lucrul ăsta, credeți-mă că a riscat ceva. Pentru că în momentul în care împăratul se înfurie tare, parcă nu-ți vine să mai stai pe lângă el. Da, de cum să-l înfrunți și să-i spui: tu ești omul ăla.
Dar la porunca lui Dumnezeu s-a dus și a spus. Și ăla e momentul în care scrie el psalmul la care noi îl citeam cu păcatul și cu vina păcatului. L-a scris după întâmplarea asta cu Nathan. Pentru că în momentul ăla, David și-a recunoscut păcatul. Și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că i-a dat har și el s-a pocăit de păcatul lui și și-a cerut iertare. Și Dumnezeu l-a iertat, dar copilul ăla a murit. Și încă trei. Și încă trei, da. Trebuie să dea înapoi, patru copii au. Așa e. Așa e. Ulterior, a dat într-adevăr. După cuvântul lui s-a făcut. I s-a făcut după cum a spus. A zis să dea 4.000, patru copii au murit. Într-adevăr. Deci asta înseamnă că de multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori păcatul aduce repercursiuni în viața noastră. Dumnezeu ne iartă, ne ia vina păcatului nostru, dar uneori plătim pentru ce am făcut. Consecințele se duc mai departe și merg la copiii noștri, la nepoții noștri, la strănepoții noștri de multe ori. Și asta ne responsabilizează foarte tare, pentru că nu ne jucăm cu păcatul sau dacă o facem, trebuie să suportăm de multe ori consecințe. Nu întotdeauna, pentru că dacă ar fi întotdeauna, n-ar mai fi nimeni în picioare. Dar sunt păcate, într-adevăr, a căror consecințe le suportăm în timp. Bun, mergem mai departe. Ce face ca umbra să crească în intensitate? Să ne luptăm cu ea și să credem că noi suntem suficient de buni și de capabili încât putem să o ținem sub apă să nu se vadă. Este ca și când ai ține niște mingi sub apă. Cât poți să le ții sub apă? Până la prima mișcare și imediat s-a ridicat la suprafață. De ce? Pentru că are aer înăuntru. Exact așa e cu umbra asta. Noi încercăm să o ținem sub apă să nu se vadă și ea imediat iese la suprafață. Dar nu doar că iese la suprafață, ea crește. Ori de câte ori noi ne luptăm să o ținem sub apă, să nu se vadă, ea acolo în întuneric dospește și crește. Firea noastră pământească, răutatea din noi, amărăciunea din noi, frica din noi, neîncrederea din noi, rușinea din noi, vinovăția, toate lucrurile astea cresc când le ținem sub apă, adică în întuneric le ascundem. De fiecare dată când le scoatem la suprafață și le arătăm lui Dumnezeu și le recunoaștem, prima dată față de noi înșine și după aia față de Dumnezeu și față de oameni, în momentul ăla umbra își pierde puterea. Și asta este extraordinar. Bun, mergem mai departe. Nu o să trecem prin toți pașii, că sunt mulți. Mergem la, sau foarte pe scurt, ce efect are umbra asupra noastră? Ne face să fim mândri sau inferiori? Și mândri și inferiori. Ambele sunt un conținut al umbrei. Devenim mândri în anumite situații și inferiori în același timp. Și nu-ți trebuie altceva decât să stai de vorbă cu un om inferior. Când un om are complexul de inferioritate, adică se consideră mai slab decât ceilalți și mai respins decât ceilalți, întotdeauna omul ăla e plin de mândrie. Pentru că întotdeauna astea două vin împreună. Cel mai mândru om se uneori e inferior și cel mai inferior om uneori e mândru. Adică sare din lac în puț, din lac în puț. Fie este complexat, fie este mândru. Fie este mândru, fie este complexat. Eu am auzit o grămadă de oameni invitându-i să-L căutăm pe Dumnezeu împreună la diferite cursuri, întâlniri, seminarii, ateliere și așa mai departe. Am auzit de multe ori spunând oamenii, eu îl caut singur pe Dumnezeu. Eu singur. Eu pot singur. Da? E un mod de a se manifesta mândria. De ce? Tocmai datorită complexului de inferioritate care acel om îl are. Pentru că cele două, adică un personaj de genul ăsta, sare din lac în puț. Din lac în puț. Fie este mândru, fie este inferior. Fie este inferior, fie este mândru. Adică el niciodată nu va găsi calea de mijloc. Să fie matur, echilibrat și stabil. El tot timpul sare dintr-o extremă în cealaltă. Ba e mândru, ba e complexat. Ba e complexat, ba e mândru. Ăsta e efectul umbrei. Să nu găsești calea de mijloc. Să fii tot timpul într-o extremă în cealaltă. Ba ești respins de toți, ba tu respins pe toți. Ba ți se pare că toți te resping, ba tu pe toți îi respingi. Deci, astea două extreme. Bun, de ce fugim de confruntarea cu umbra? De ce ne ferim noi de partea asta din noi? Pentru că ne doare. Pentru că ne doare și ne doare și ne doare și ne doare. Pentru că umbra întotdeauna vine cu un apanaj întreg de emoții.
acolo există rușine, acolo există amărăciune, acolo există suferință, acolo există mândrie, acolo există frică, acolo există vinovăție, un apanaj întreg care înconjoară umbra asta. Și nu vrem să luăm contact cu aceste emoții și preferăm să le dăm undeva deoparte. Ori de câte ori le dăm deoparte, ele cresc în intensitate. Cum putem lucra cu umbra? Foarte simplu. Cum am zis, un lucru, uite-te ce nu suporți la alții și începe să lucrezi cu aspectele alea. Doi, uite-te cum te simți când te critică cineva. Și asta avem toți la îndemână, mai ales cei căsătoriți, în fiecare zi. În fiecare zi iau contact cu umbra lor. În fiecare zi celălalt strâmbă din nas sau e nemulțumit sau critică ceva sau reproșează ceva. Deci avem observatorul acolo, prezent, la pachet. Deci căsătoriți-vă cei care nu sunteți căsătoriți. Nu-i drept ca unii să fie mai fericiți decât ceilalți. Căsătoriți-vă și voi. Exact. Să fie suferință în grup, nu numai noi ăștia alți, nu? Adică nu-i drept. Nu-i drept ca voi să fiți mai fericiți ca ceilalți. Deci dacă ești căsătorit, cu atât mai mult. Dacă trăiești între oameni, nu există să nu ți se facă un reproș, să nu fii criticat pentru ceva, să nu fii repezit pentru ceva, să nu ți arunce cineva o remarcă ironică. Uită-te la tine cum reacționezi atunci. Uită-te la tine, pentru că acel cineva, când a făcut o aluzie ironică la adresa ta și tu ai sărit în sus, el n-a făcut decât să pună degetul pe o parte din umbra aia pe care tu nu vrei să o vezi. El ți-a scos-o la lumină, ți-a pus-o așa frumos în față, că noi toți suntem oglinzi unii pentru alții. Și în momentul ăla te-ai trezit față în față cu oglinda, te-ai văzut. Hai să dau deoparte chestia asta. Și hai să mă enervez pe cel care mi-a scos în evidență. Cu alte cuvinte, spargem oglinda. Deci oglinda e de vină. Hai să o spargem. Hai să spargem toate oglinzile. Hai să plecăm. Hai să plecăm fiecare acasă la noi. De ce? Pentru că cineva mă enervează. Pentru că cineva a pus degetul pe o parte din umbra mea. Pentru că umbra aia eu nu sunt gata să mi-o asum. Și nu sunt gata să stau cu durerea care o simt atunci când celălalt mi-a pus oglinda în față. Adu-ți aminte când ai fost criticat ultima dată. În momentul ăla, omul respectiv ți-a pus în față o oglindă și tu n-ai vrut să te vezi. Și ce ai făcut? L-ai atacat și tu. Ți s-a părut că el te atacă și l-ai atacat și tu. Sau ai fugit din două una. Că asta facem. Fie fugim, fie atacăm. Fie și una și alta. Da? Și atunci, e important să ne analizăm ce reacție avem când ne critică cineva. Nu cineva, când te critică partenerul de cuplu, e mai dureros. E bisturiul ăla care taie până la măduvă. Cum te simți când partenerul de cuplu îți aruncă un reproș? Păstrăm un pic de liniște. Cum te simți? Nu e nimeni să nu se simtă rău atunci. Nu e nimeni care să nu-l doare sufletul în momentul ăla. Pe toți ne doare. În momentul în care partenerul de cuplu sau cineva vine și te critică, pe toți ne doare. Ce facem când ne doare? Rănim la rândul nostru de obicei. Din păcate, asta facem. Niciodată nu ne vindecăm de umbră câtă vreme și noi le rănim la rândul nostru. Vezi cât de sensibil ești la ironiile celorlalți, la nedreptățile celorlalți, la jignirile celorlalți. În momentul în care cineva te critică, soțul sau soția, în momentul ăla, el îți pune oglinda și scoate în evidență o parte din tine care nu vrei să o vezi, o parte din mine care nu vreau să o văd. În momentul ăla, partenerul este oglinda. Și îmi pune oglinda în față, mă uit la ea, mă văd, nu-mi place și mă revolt. Asta facem toți. Vrei să știi cum ești în interior? Uită-te la reacțiile care le ai în momentul în care partenerul tău te critică pentru ceva. Ăla ești. Care ești atunci? Dur. Foarte dur mesajul. Dar e foarte adevărat. Și știu din viața mea. Pentru că Dan, când mă critică, mă critică pentru lucruri pe care eu nu vreau să le văd. Și eu, când îl critic pe el, fac același lucru. Totul este ce facem în momentul ăla. Ne apărăm, rănim, lovim la loc, că ne pricepem la lucrul ăsta foarte bine. Sau stăm cu durerea aia
cel care poate să stea cu durerea aia a câștigat. Cel care îi răspunde cu aceeași monedă a pierdut. Au pierdut amândoi. Și Doamne, cât de bine ne pricepem să pierdem. Atât de mult pierdem în relațiile noastre unii cu alții. Și atât de mult se dărâmă dintr-o căsnicie prin faptul că cei doi își răspund unul altuia cu răni. Tu m-ai rănit, eu te rănesc, tu m-ai rănit, eu te rănesc, tu m-ai rănit, eu te rănesc. Și ne tot rănim așa până când suntem praf. Și așa ajung oamenii să se despartă. Pentru că fiecare poate răni la rândul lui. Până când cei doi se fac praf unul pe altul. Și cine a câștigat? Satan. Că el și-a dorit lucrul ăsta. Cum ar fi, dar hai să facem un experiment. Cum ar fi data viitoare când te critică partenerul sau îți aruncă așa o replică tăioasă sau ironică? Să nu-i răspunzi la fel. Și să stai, să fii atent ce e în sufletul tău în clipa aia. Dacă poți să faci asta, ai câștigat. Dacă nu faci asta, ai pierdut. Știți ce înseamnă în clipa aia să nu răspunzi celuilalt? Înseamnă să fii pe cruce. Exact asta a făcut Hristos pe cruce. Putea să se dea jos, putea. Putea să-i lovească pe cei care l-au rănit, putea. Putea să-i nimicească pe toți, putea. N-a făcut. L-au scuipat, nu i-a scuipat. L-au jignit, nu i-a jignit. L-au pus pe cruce, a stat pe cruce. I-au bătut piroane în mâini, a stat și a suferit. Când noi putem face asta, Hristos ia chip în noi. Câtă vreme nu facem asta și ne dăm jos de pe cruce, Hristos n-are cum să ia chip în noi. Asta e lucrarea lui Dumnezeu în noi. Dacă putem răbda suferința care ne-o dă altul, care ne-o creează altul, Hristos ia chip în noi, pentru că în momentul ăla firea noastră e pusă pe cruce. Mergem mai departe. Și avem aici un pasaj din Faptele Apostolilor 3:13. Și l-avem pe Petru, noi am mai vorbit despre Petru, vis-a-vis de umbră. Și spune așa, deci l-avem pe Petru, știm istoria lui Petru, știm exact ce a făcut Petru. Și spune așa, el vorbește, acum era la începutul Faptelor Apostolilor, el vorbește oamenilor care erau acolo, erau mulți oameni care l-ascultau și el le spune așa, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Ce reproșează aici Petru oamenilor? Că s-au lepădat de el, că s-au lepădat de Hristos. Acum, la modul general, toți ne-am lepădat de Hristos, clar. Se potrivește la toată lumea. Dar particular vorbind, cine era cel care se lepădase de Iisus? El. El nu putea suferi la ceilalți, că ei s-au lepădat de Iisus. Și ăilalți habar n-aveau despre ce-i vorba. Ei au strigat și ei acolo, dă-ne pe Baraba, dă-ne pe Baraba, dar mulți dintre ei nici nu știau despre ce-i vorba acolo, sunt convins. Habar n-aveau că e Fiul lui Dumnezeu, habar n-aveau că El e Mesia, ei erau și ei acolo la grămadă. Dar Petru nu putea suferi, că ei s-au lepădat de Iisus. Exact asta facem noi cu umbra. El care avea revelația că El e Fiul lui Dumnezeu, El care a trăit cu Iisus și a fost ucenicul lui Iisus și l-a luat Iisus cu El peste tot și a fost foarte apropiat de Iisus, ani de zile a trăit lângă Iisus, zi de zi, noapte de noapte, s-a lepădat de El și după aia spune mulțimii, voi v-ați lepădat de El și nu pot suferi lucrul ăsta. Când mă uit la voi, văd că v-ați lepădat de Iisus. Exact principiul umbrei. Cu ce nu ne împăcăm, nu putem suferi la alții. S-a înțeles lucrul ăsta? Ce nu putem suferi la alții, nu ne-am împăcat noi cu lucrul ăla. Asta e lege. Asta nu e poate. Asta e lege. Deci, mergem acasă și ne facem temele. Ce nu putem suferi la alții? Ce critică nu putem suferi din partea partenerului sau din partea altora? E foarte posibil să fie umbra noastră, pe care niciodată n-am vrut să o vedem. Ce instrumente putem folosi pentru a scoate umbra la lumină? Și eu am scris aici câteva lucruri, cu liniuță. Păstrez ceea ce este aici și acum în conștiință, când cineva mă critică. Când tu m-ai făcut să mă simt umilit,
pot să rămân în această stare? Da, du-te mai jos și sunt câteva liniuțe. Da, uite aici. Da? Deci păstrez ceea ce este aici și acum în conștiință. Adică dacă cineva mă critică, da? Când tu m-ai făcut să mă simt umilit, adică soția sau soțul, mai clar, ca să nu fie ceva abstract, să fie ceva în viața de zi cu zi. Când tu m-ai făcut să mă simt umilit, pot să rămân în această stare? Pot să nu reacționez? Pot să nu mă repet la tine? Vai, atât de bine ne pricepem să ne repezim la celălalt. Doamne, că suntem specialiști. Pot să nu reacționez? Pot să nu mă îndepărtez de tine? Aici fiecare om, în funcție de temperament, are modul lui de a reacționa. Alții fug. Imediat fug în altă cameră, fug nu știu unde. Altul se repede la ăla. Și îl face knockout imediat. Când își deschide ăla gura, când l-a făcut knockout. De ce? Pentru că știe exact ce să zică ca să-l taie bucăți, bucăți, bucăți. Pot să rămân aici? Asta înseamnă să neutralizezi umbra. Să nu fugi de ce te doare cel mai tare. Adică să stai pe cruce. Hristos a stat 6 ore pe cruce. Câte ore stăm noi pe cruce? Nu, câte minute stăm pe cruce. Stă vreodată pe cruce? Stă vreodată pe cruce? Asta înseamnă să stai pe cruce. Când celălalt te critică și te omenește, să nu spui nimic. Și să-ți faci tu singur analiza ta interioară. Și să stai să vezi ce simți în momentul ăla și cât de tare te doare. Și când simți că urlă de durere ceva în tine, să-i dai durerea aia lui Dumnezeu. Să nu te răzbuni pe cel care ți-a făcut durerea. Repet, când cineva te jignește, când cineva te critică, nu te repezi asupra lui. Stai pe cruce și rabde durerea. Și când nu mai poți, dă-i-o lui Dumnezeu. Nu te repezi asupra celuilalt să-l faci să simtă și el la fel. Pentru că asta facem de obicei. Bun, sunt mult mai multe. Nu reușim tot și nici nu vreau. Dar ultimul punct și încheiem. Și spune așa, ultimul punct. 10. De ce este important să ne eliberăm de umbră? Să acceptăm, pentru că altfel nu vom putea. Da? Deci punctul 10, la sfârșit. De ce este important să ne eliberăm de umbră? Pentru că altfel nu vom putea să acceptăm nici opusul ei. Asta e problema. Dacă nu putem accepta umbra, nu vom avea nici lumina. Nu există altfel. În măsura în care ne acceptăm și lucrăm cu umbra noastră, este măsura în care lumina poate veni noi. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu le facem pe astea și nu aducem umbra la lumină, cum vom trăi? Mediocri. În mediocritate, în neputință, în slăbiciune, adică o existență gri, liniară. Nimic nu se întâmplă, nimic nu simțim, nimic nu trăim, nimic nu reușim, nimic nu câștigăm, nimic nu pierdem, nimic nu avem bun, nimic nu avem realizat, trăim așa. Deci mie mi se pare cea mai cumplită existență posibilă pe fața Pământului. Să nu ți se întâmple nimic, să nu reușești nimic, să nu te zbați să fii ceea ce te-a destinat Dumnezeu să fii, în sensul de a avea un scop și de a-l atinge. Câtă vreme umbra trăiește în noi, scopul ăla nu-l atingem în vecii vecilor. Asta înseamnă să nu lucrezi cu umbra, să ai o existență mediocră, blestemul cel mai mare de pe Pământ. Blestemul cel mai mare de pe Pământ este să trăiești o viață gri, fără nimic însemnat, fără nimic impresionant. Așa, pur și simplu, treacă azi, vine mâine, treacă azi, vine mâine. Ăsta e blestemul cel mai mare dintre toate care există. Ne încadrăm aici? Din păcate, da. Ăsta e blestemul. Să nu faci nimic, să nu reușești nimic, să vrei mult, dar să nu faci nimic. Ăsta e blestemul umbrei. Nu reușești nimic.
Nu reușim să avem încredere nici în Dumnezeu, nici în noi înșine, nici în ceilalți. Ne vom simți respinși și vom respinge la rândul nostru. Ne vom simți vinovați și vinovățim la rândul nostru. Vom avea relații tensionate cu partenerul de cuplu, cu soacra, cu socru, cu toți. Vom acționa din frică și rușine. Viață mediocră. Și închei cu un pasaj și cu asta ne apropiem de sfârșit, spune așa, 2 Corinteni 12, 9 și 10, tot Pavel. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Nu că e frumos cuvântul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu. Deci nu suntem lăsați fără ajutor. Toți avem harul lui Dumnezeu. Toți l-avem. Dacă facem uz de el. Harul meu ți este de ajuns. Asta e sublim, e vindecător, e magnific, e extraordinar. Harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dar slăbiciunea recunoscută pusă în lumină, nu slăbiciunea aia care eu ascund, cum facem noi de obicei. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile. Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Deci se pare că cele două depind una de alta. Suntem atât de magnifici, pe cât de slabi putem recunoaște că suntem. De aceea simt plăcere în slăbiciuni. De ce? Pentru că Pavel intuiește și știe și experimentează că în slăbiciunea aia a lui e portița prin care vine măreția și slava lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. E extraordinar. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Dar nu-i tăria mea, e tăria lui. Nu există lucru mai magnific decât tăria lui să fie în noi. Și asta vă doresc, asta îmi doresc, să fie tăria lui Hristos în noi. Mulțumesc!